Bună ziua, dragi urmăritori! Astăzi vă prezentăm un produs nou. Este vorba de un vizor digital, practic o cameră care se montează în locul vizorului de la ușă. La deschiderea pachetului găsim un manual de utilizare în limba engleză cu specificațiile. Vom încărca o poză a acestui manual pentru a-l vedea. Imediat după aceea vedem vizorul propriu-zis, ecranul, care pare să aibă această parte detașabilă și trei butoane de oprire și de derulare a pozelor. Aici avem vizorul care vine în partea exterioară cu un buton de sonerie și un flex care se conectează la ecran din interior și înlocuiește astfel vizorul vechi. De asemenea, găsim și trei șuruburi diverse în dimensiuni, mai lung, scurt, mediu și scurt, pentru a se putea monta pe orice ușă, indiferent de grosimea acesteia. Acesta funcționează cu baterie, aici se introduc bateriile. Este vorba de 4 baterii A3DA. Chiar o să îi punem baterii și o să îl probăm aici, ca să vă faceți o idee. Pentru a descrie mai bine produsul, vă putem spune că acesta este foarte bine finisat. Se observă aceste margini fine, netede, cu treceri fără prag, de la ecran la rama aceasta. E destul de elegant în momentul când este montat pe ușă. Vom face câteva poze cu un astfel de vizor montat pe ușă, plus că am primit și alte poze de la alți cumpărători de ai noștri. Montajul este ușor. Practic se folosește acest șurub, unul dintre șuruburi, în funcție de grosimea ușii. Se prinde pe exteriorul ușii vizorul propriu-zis, camera. Pe interior acesta se agață, panglica intră prin acest orificiu, ușa va veni între aceste două părți. Odată ce ușa aceea, el este strâns pe ușă și fixat în poziția corespunzătoare, cu soneria în jos. În acest suport metalic se mufează ecranul propriu zis și se prinde prin glisare de suportul de montura de pe ușă, care va fi fixă pe ușă, partea aceasta. Odată montat, va aduce un aer de digitalizare casei dumneavoastră. Utilizarea este ușoară, chiar și după montaj. Am adus baterii, le-am introdus în lateralul lui. Vom mufa camera și vom porni. Observăm că acum pe cameră se vede. Este o calitate destul de bună. De asemenea, în momentul în care acesta este închis și cineva sună la ușă, acesta va memora fotografia acestuia. Acesta este închis, în standby. Cineva sună la ușă. Acesta sună. De fiecare dată când s-a sunat la ușă, acesta memorează fotografia celui care a fost în fața camerei. Este destul de util, are și sonerie care se aude destul de tare. Poate memora mai mult de 50 de imagini. Vi-l recomandăm și considerăm că este de o calitate destul de bună, raportată la prețul pe care o să-l găsiți la noi pe site. Vă mulțumim și cu orice alte întrebări vă rugăm să ne contactați.